Vă mulțumesc, domnule președinte, al grupului de rugăciune din Parlamentul României, domnule președinte al Senatului, domnule vicepreședinte al Camerei, distinși reprezentanți ai cultelor religioase din România, doamnelor și domnilor, senatori și deputați, excelențe, doamnelor și domnilor, distinși membri ai grupului de rugăciune din Parlamentul României, în primul rând vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această sesiune anuală a micului dejun cu rugăciune, în jurul unei teme relevante pentru problemele grave și complexe ale lumii contemporane. Vreau să exprim aici aprecierea administrației prezidențiale pentru contribuția acestui proiect al dumneavoastră la dialogul constructiv dintre autoritățile publice și cultele din România, prin fructificarea și reliefarea prezenței valorilor creștine în societate și politică. Reiterez în acest cadru angajamentul politic al președintelui Klaus Iohannis, care, în ambele sale mandate, și-a asumat sprijinirea dialogului interinstituțional, interconfesional și interreligios pentru a servi păcii sociale și binelui comun. Astăzi, în contextul numeroaselor războaie care aduc în conflict întregi națiuni, reflexia la dialogul dintre sfera politică și cea religioasă devine stringentă. Identitatea creștină se manifestă prin iubirea aproapelui, prin solidaritatea cu cei în nevoie, prin compasiune și prin respingerea violenței și urii. Asistăm la suferința fără margini a oamenilor și a umanității în ansamblul ei, în Europa, în Orientul apropiat și în Africa. Ele sunt efecte ale extremismului și al politicii regimurilor totalitare. România condamnă violența, agresiunea și terorismul și oferă ajutor concret victimelor acestora, susține prevalența forței dreptului în fața dreptului forței, ca și respectul ființei umane în întreaga sa dimensiune existențială, socială și spirituală. În această direcție, societatea românească în ansamblul ei dă un exemplu concret. Contribuie prin valorizarea impresionantei bogății și diversități religioase, prin cadrul general și armonios al dialogului dintre stat și cultele religioase și, nu în ultimul rând, prin aportul cultelor la susținerea proiectelor strategice ale națiunii. Cele două concepte în jurul cărora se articulează conferința de astăzi, autoritatea politică de o parte și identitatea religioasă de cealaltă, sunt inspirat legate prin relația de incluziune, leadership politic în identitate creștină. Titlul conferinței este un mesaj, el anticipează o concluzie, și anume că leadershipul politic poate fi autentic numai dacă este călăuzit de lumina valorilor spirituale, în numele cărora putem să-i inspirăm pe cei din jurul nostru, putem redeștepta speranța, putem oferi lumii orizontul înalt al păcii. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, spune un psalm al lui David. Dacă ar trebui să definească profilul liderului politic, specialistul în resurse umane ar începe prin a enumera capacitatea de a conduce oamenii, de a coagula interesele diferite ale acestora spre atingerea unor obiective comune, de a fi un motor care poate canaliza competențe și abilitățile fiecărui membru al echipei pentru obținerea performanței. Viziunea și încrederea comunicată echipei, ca și inspirația oferită fiecare dintre componenții ei, ar veni în completare. Tema dezbaterii de astăzi a grupului de rugăciune din Parlamentul României explorează însă ceea ce identitatea creștină adaugă multelor calități și componente tehnice și definibile ale liderului politic. Doamnelor și domnilor, din perspectiva anului electoral 2024, care va duce în fața românilor lideri, dar poate și farisei, proiecte, dar poate și demagogie, viziuni, dar poate și sloganuri calpe, ideile
Concluziile și mesajul conferinței dumneavoastră nu pot fi decât relevante și inspiratoare. În acest sens, vă doresc succes și Dumnezeu să binecuvânteze România. Vă mulțumesc!